Italia și-a pierdut una dintre cele mai emblematice figure ale jurnalismului și televiziunii, Luca Giurato, care a decedat neașteptat la vârsta de 84 de ani, în urma unui infarct fulminant. Moartea s-a survenit în timp ce se afla la Santa Marinela, iar vestea a venit ca un șoc profund atât pentru cei care l-au cunoscut personal, cât și pentru publicul care l-a îndrăgit timp de decenii. Luca Giurato a fost un pilon al televiziunii italiene, având o carieră extinsă și variată care a influențat profund peisajul media din Italia. Activitatea sa profesională a început la începutul anilor 1990 cu prima sa apariție pe micile ecrane în cadrul emisiunii Vatuta Stampa. Totuși, momentul de cotitură în cariera sa a avut loc în 1993, când a devenit cunoscut la nivel național datorită colaborării sale cu renumita prezentatoare Mara Venier la emisiunea și Domenica In. Această emisiune l-a consacrat drept un nume important în televiziune și a cimentat relația sa cu publicul italian. Pe lângă succesul de care s-a bucurat și Domenica In, to a prezentat și Vuno Matina, una dintre cele mai longevive emisiuni matinale din Italia. Prezența sa constantă și carisma sa i-au câștigat respectul și aprecierea telespectatorilor. De asemenea, a avut apariții notabile și în emisiuni de divertisment și reality show-uri, cum ar fi Visola de Famosi, unde a fost invitat ca expert, contribuind cu comentarii și dezbateri valoroase. În plus față de cariera sa de prezentator, Luca Giurato a ocupat și poziția de director al televiziunii de stat, având un impact considerabil asupra dezvoltării și direcției media din Italia. Prin activitatea sa, Jurato a influențat și modelat modul în care sunt prezentate știrile și divertismentul în țara sa natală. Moartea sa lasă un gol imens în industria media italiană, iar amintirea sa va rămâne vie în inimile celor care l-au admirat și respectat pentru contribuțiile sale deosebite.